Bună seara, dragi prieteni! Suntem iarăși la o lecție de istorie. Tema noastră de astăzi va fi politica conducerii sovietice din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în domeniul culturii și științei. Regimul comunist, reinstalat în anul 1944, a promovat în domeniul culturii o politică care reieșea din principiile politice naționale leniniste, în ghilimele, preconizând lichidarea culturii burgheze și crearea unei noi culturi naționale după formă și socialiste după conținut. În conformitate cu aceste principii, conducerea sovietică, chiar din anul 1944, a pur și la lichidarea sistemică a valorilor naționale declarate burgheze. Alfabetul latin a fost înlocuit cu cel rusesc, iar limba română era practic eliminată din toate sferele vieții din Republică. Din instituțiile publice, știință, învățământ superior și parțial cel mediu. O atitudine ostilă a manifestat regimul față de intelectualitatea basarabeană, etichetată ca burghezul naționalist, mulți intelectuali basarabeni emigraseră în România, iar cei rămași au fost marginalizați sau represați. Locul lor l-au ocupat persoanele fidele regimului de ocupație, originare din Transnistria, Rusia și Ucraina. Majoritatea lor erau agramați, nu cunoșteau limba română și cultura noastră, clasicii literaturii românii, Eminescu, Creangă, Aleco Rusu, Bogdan Piceicu, Hajdeu, Vasile Alexandri și alții, au fost declarați burghezi și au fost interziși și operile lor. Au fost distruse monumentele naționale, cele de cult, simbolurile naționale, cimitirile erau distruse și nivelate cu tractorul, crucile, troițele, răstignirile distruse, pe locul cimitirilor s-au construit fabrici, uzine, cum ar fi uzina Lenin de la Bălți, construit pe cimitir, la Gara Pământeni. Și chiar case de locuit. Asta la Biserica Sfântul Dumitru de la Botanica, două case de locuit și o grădiniță construită pe cimitir. Duceți-vă și vedeți, întrebați lumea și vă spun. Pe ruinele culturii naționale, regimul și-a dezvoltat activitatea de formare a omului nou, a omului sovietic. Internaționalist după convingere, adept al ideologiei marxist-leniniste, ateu păgân, cunoscătorul al limbii ruse și indiferent față de cultura, tradițiile și obiceiurile noastre naționale. Deci, elita politică, posturile cheie în conducerea organizațiilor republicane de partid au fost deținute de persoanele venite din alte republici. În anul 1961-80, în fruntea Partidului Comunist a Moldovei s-a aflat Ivan Bodi, originar de Ucraina. Alegerile s-a în funcție de se datora legăturilor strânse cu Leonid Brejnev, viitorul secretar general al Partidului Comunist al URSS. Stabilit în anii 1950-51, când ultimul a condus organizația republicană de partid, Ivan Bodi s-a evidențiat prin promovarea politică de cooperare și integrare agroindustrială în Republică, efectuarea unor numeroase experimente în economie care au adus daune considerabile Republicii. Dar totodată, mai spus și mai spun, s-a construit pe timpul lui enorm, am în vedere clădirile administrative, spitalii, etc. S-a făcut foarte mult în planul apartamentelor. Asta pentru cei care nu judec cu capul, se spune că s-a dat exploatare. Majoritatea apartamentelor care se dau în exploatare pe timpul lui erau pentru venitici, nu pentru noi, pentru că în oraș noi eram un procent foarte mic. Și moldovenii, dacă veneau, lucrau la construcții sau la deservire undeva, la gospodăria comunală. Ei nu lucrau pe la uzine. Dacă la uzine îi primeau sămătorii numai cât pe teritoriu. Specialiștii erau aduși din alte republici. Și iată, bună oară, am avut așa uzine, că i-aud pe toți, că era fabrici, era uzine. Bă, nu știți ce a fost. Sciotmaș,
мезон, топаз, сигнал, микропровод, волна, виброприбор, еталон, Калинин, toate astea erau din semnătate unională aici în Chișinău. Toți oamenii erau veniți, primeau apartamente în orașul Chișinău, dar aceste uzini nu dădeau nimic în fondul Republicii. Ele erau din semnătate unională. Ei la noi erau o spiție. Asta a dus la rusificarea orașului Chișinău. Mai mult la nimic. Pentru că ei nou nu îi dădeau niciun venit. Noi n-aveam de la dușă nimic, decât unii muncitori auxiliari, adică forță de muncă, se mai angaja de ai noștri acolo, au auxiliari. La măturat, la depozit, etc. Nu specialiști, că nu le trebuia lor așa specialiști de la noi. Până și șoferii, secretarii le duceau de acolo, toți cu rudele lor, etc. În anul 1958, în componență Comitet Central al Partidului Comunist, moldovenii alcătuiau doar 24,2%. Treptat, odată cu consolidarea regimului comunist, instituții de învățământ și școlile de partid erau pregătite cadre fidele sistemului sovietic și din rândul populației băștinași. Drept rezultat, în 1980, în nomenclatura Comitetului Central al Partidului Comunist, moldovenii, la 1980, au atins cota de 51,6%, dar ei erau 65% deja în totalitatea populației din Republică. Numai 51,6% au ajuns la 80% în organele de conducere. Aceasta însă nu schimba esența regimului, politica promovată fiind, ca și mai înainte, strict dirijată de organele centrale unionale, adică de al doilea secretar, mai mereu asta era făcut. Deci, iată atunci, un patriot de al nostru din raionul Glodeni, Vasile Coroban, un critic literar, un om care a absolvit Universitatea de Stat, pentru cei care spun că cu românii nu se învăța, cum? Acest om era fiu, fecior de Bădană, Sărmanu, și a învățat, numai el știe cum, că ea trebuia să plătești atunci, la Alexandru Ioan Cuza, între anii 1934-1939. Când l-a întrebat Ivan Ivanovici Bodil pe Vasile Coroban, păi noi cu românii avem o limbă ori două. Coroban a spus că două. Dar care e diferența? Apoi niciuna. Ați înțeles care e poanta? Vasile Coroban, în blacul cu șumă de cărlan pe aici prin Chișinău, se uitau toți chiorâși la el și eu îl cred, sau Dumnezeu să-l ierte, în vinea credit, din cauza că și eu am o cușmă brumarie și o port mai mereu și cum într un troleibuz văd că unii se uită chiorâși pentru că deodată înțeleg cine-i sub cușmă. Deodată își dau seama că sunt român. Fără ca să le spun ceva. Și iată ce spunea Coroban. A purta o căciulă înseamnă să arăți exact obârșia ta, înseamnă o sfidare a tuturor lepădăturilor care încearcă să-și bată joc de rădăcinile noastre. Înseamnă o expunere la pericol pentru că, în primul rând, puteai să o furi, iar în al doilea rând, puteai să iai bătaie de la golanii care vroiau să te învețe minte, adică pe ciobanii, țăranii de moldoveni. Iată cum erau chestiile. Punct!